Bun găsit, dragi prieteni, la un nou episod de E-Play. După cum vedeți, suntem la început pe terenul de fotbal și am mărit echipa. Avem mai mulți invitați, îl avem lângă noi pe Liviu Ganea. Salut! Salut, Ovi! Pe Marin Voicu, portarul nostru de astăzi. Pe un YouTuber, un creator de conținut pe YouTube, la fel de cunoscut ca și ei. Îl avem pe X-Breaker, pe Domi Cristian, salutare! Și îl avem și pe Sergiu. Tu ai jucat pe la Zimbru Chișinău, dacă nu mă înșel? Băieții joacă acum la Carmen București, una dintre echipele care se ocupă cu adevărat de social media, de marketing în România. O să fie foarte simplă treaba. Începem cu probele de fotbal. Avem două echipe. Eu împreună cu Livi m-am ales bine. Domi o să joace cu Sergiu. L-avem pe Marin în poartă. O să avem lovituri de la 11 metri și după aceea o să avem și lovituri de la 20 de metri, cel mai bun din 6 încercări. Câștigăm fără probleme noi. Au! L-a luat! Oh, da! Opa! Opa! S-a terminat prima probă, eu împreună cu Liviu am reușit să câștigăm. A fost foarte strâns, sunt mândru de mine că am dat 3 din 3. Liviu, dacă nu mă înșel, 2 din 3, senzațional. Acum începem cea a doua probă. Loviturile de la 20 de metri o să fie puțin mai dificil, dar am încredere cu echipierul meu. Având! Oh! Oh, la la! Aia! Na, greu de aici, trebuie să dai jos! Bine, mă! Oh, mai mult! Slăbuț, slăbuț! Oh! A vizat vinclul porții, da! Oh! Da, mă, e greu de dat de la distanța asta, așa. Lovitură decisivă. Domi are șansa să egaleze. Ia să vedem. Nu cred! Oh! Oh! Penalti finală de UEFA Champions League. Oh, am dat slab. Am lovit-o slab. Am avut parte de niște probe dramatice la fotbal. Eu împreună cu Liviu am reușit să câștigăm. Bine, mă, băiatule. Mi-am ales bine la început. 5-3 și 2-1. După cum ați văzut, ne-au egalat în ultima secundă, dacă se poate spune așa. Bine, Domi, frumos șut. Da, a fost un șut reușit, deși am avut două înainte cam slăbute. Al treilea slag a fost cu noroc, a intrat bar gol. Foarte, foarte frumos șut, m-ai surprins. Eram acolo lângă cameră, am rămas surprins. Haideți să vă și explic ce se va întâmpla în studioul de FIFA. Echipa pierzătoare de astăzi, cu două probe pierdute, o să piardă o jumătate de stea per fiecare probă pierdută atunci când își alege echipa în FIFA 18. Deci, de la 5 stele, băieți, 4 stele. La 4 stele, da. 4 stele. Cam atât de aici, ne mutăm în studio. Domi, te las pe tine să alegi primul. Mai ne-am decis. 4 stele, nu mai mult, nu mai mult. Da, ne-am decis și am hotărât de comun acord să ne luăm în Sparta Moscova. Liviu, te las pe tine să alegi pentru noi. 5 stele, nu mai jos. 5 stele, nu mai jos. Bun, hai să ieșim Barcelona. Hai, baftă să aveți, nu prea multă. Baftă să aveți. Să-l câștige Sparta Moscova. Lucrurile încep cam totuși de la zero, în afară de micul avantaj pe care l-avem cu echipa. Da. Nu avem și un avantaj pe tabelă. Liviu, știi, pasă la uviță și aia, mă destul de acolo. Mă, Liviu m-a scos acolo la loviturile alea libere. Acum trebuie să-l scos tu, da. Da, la fotbal. Uite, a recuperat mingea Liviu și a înțeles. Pasă. E și portarul, nu? Messi? Oh, Messi! Messi, legendă. Era mai bun Marian în parte. Vivi, dar tu nu vine să cred că totuși prin cantonamente nu un joc de FIFA cu băieții. Știu că se joacă foarte mult. Să știi că... Da, joacă, să știi, la majoritatea în locul de tot. Vorbește așa mai puțin. S-a plăcut în sola. Băi, surprinzător. Cu cine m-am mai vorbit până acum, toată lumea era cu PlayStation-urile și făcea un fel de... Nu neapărat între antrenamente, în dubii și în cantonamente, două antrenamente după, la sfârșit. Făceau un mic campionat între ei.
Bă, nu, că încercăm tot. Mamă, ce face Messi, doamne. Aoleu. Opa. Opa, Messi. Oh. Bravo! Am o doamnă, în confrângere, în confrângere. Se mai poate, deși e greu, da. Recupera la. Și șuta, da. Tu dai, bravo! Nu, 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 nu. La 2-0 ne-am văzut deja învingători. Da, frumos, frumos. Să învăț o tehnică, Liviu. Am o tehnică de a ține adversarul de vorbă. O practică foarte des în emisiune. Îi țin de vorbă, îi întreb o grămadă de chestii și până ajunge mingea la Messi. Acum a arătat din păcate. Dar vezi că a mers. Făcut așa că vorbim cu ei și Messi a scăpat. E problema aici. Mie îmi place că e Liviu lângă mine și-l aud așa cum murmură și trăiește din tot sufletul fiecare pasă. Fiecare șut, fiecare fază. O, depozitare ușoară. Trebuie să și specificăm pentru urmăritori. Liviu, e prima dată când joci FIFA? Da, primele dată mă lănesc pe consolă. O, centrare la lung? E, la să fie. Nu, nu cred ultima fază. Nu cred ultima fază, nu! Liviu, centrare. Hai, nu mai ai. Bravo băieți. Bravo băieți. Felicitări și vouă. Bravo. Au pașa. Bravo. A fost un meci. Doi raunduri foarte, foarte. Deși ați început foarte bine. Oricum a fost surprins de cum a jucat Liviu. Mi-a ascultat sfaturile de la început. Simplu, fără greșeli. Am avut și puțin noroc la gol, autogol, dar bara dinaintea lui Messi. Totuși, da. Eu zic că e corect, pe de-o parte. Normal că vin gătoare așa. Băieți, vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați acceptat invitația. Liviu, Mircea și cu Sergiu. Sper să ne reîntâlnim pe viitor, poate la o revanșă. Ne reîntâlnim și mai bine pregătiți. Mai bine pregătiți. Noi am fost foarte bine pregătiți. Și la probe, Eu am fost foarte mulțumit de tine, să știi. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem la episodul următor.